găsit, doamnelor și domnilor, un regal de emoții. Dor, nostalgie, bucurie, dar și multă aducere aminte astăzi, pentru că începem cu o știre care a zguduit una dintre cele mai frumoase familii din muzica românească. După cum se știe, de fiecare dată când îi vedeți, familia Alesis, Alina și Romeo, sunt mereu cu zâmbetul pe buze, puternici. Numai că un anunț ne-a arătat dimensiunea durerii din sufletul lui Romeo, care vă va povesti pentru prima oară pe un post de televiziune, într-un minut, cum întâmpină și cum poate să facă față despărțirii de o mamă de poveste. Romeo ne spune: mamă, doamnă profesoară, doamnă dirigintă, doamnă director, femeia care mi-a dat viața, Magdalena Negoiasă, nu mai este. A plecat către cer, lăsând în urmă un munte de regrete. A plecat demnă, discretă, cum a fost toată viața. Cuvintele sunt prea mici pentru a explica și exprima tristețea noastră, a copiilor, a nepoților, a nurorilor. Închei citatul. Suntem în fața unui om foarte puternic care a trecut peste toate etapele vieții cu fruntea sus și care în acest moment primește probabil una dintre, nu cele mai grele lovituri, unul dintre cele mai grele încercări pe care o poate duce cineva atunci când te desparți de părinți, mai ales atunci când, cum spunea un vechi prieten care a plecat și el de pe această lume, Florin Condurățeanu, atunci când mama este filiala pe pământ a lui Dumnezeu. Romeo se află alături de noi, îi mulțumesc foarte mult că intră acum alături de noi, se află și Alina. Bun găsit, Dumnezeu să o ierte pe mama ta, pe doamna profesoară Romeo. Dragii mei, suntem alături de voi și la bine și la greu. Și aș vrea să facem din această transmisiune, Romeo, un omagiu pentru o mamă care, din câte am citit de la tine, a fost într-adevăr un personaj, un om esențial din viața ta. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați gândit aceste momente de cumpără. Într-adevăr, noi am trecut de la extaz la agonie câteva minute. Duminică seara am avut un eveniment ce vă spun câteva luni înainte. La un moment dat, a mea, care știa de fapt, mi-a dat vita veste cum a mai este. Apoi era într-adevăr internat zile, intubat. Am ținut legătura cu ea în starea de semiconștiență. Eu sigur că ne-a ascultat și ne-a înțeles mesajul. Noi eram pregătiți să plecăm către Istanbul, plecaseră copiii mei, mi-a venit să-l speția, unde îmi dorești, ne întâlnim toți să sărbătorim partea mea, care astăzi împlinește, de fapt, foarte fericită, o vârstă superbă. Cu ocazia asta nu pot să ne spun Cristina, și să ai viața așa cu valurile, pentru că nu mai e către frumos, către armonie, către... Da, Romeo, haideți, vă rog, colegii din regie, hai să oprim și să încercăm să reluăm legătura. Vă rog, încercăm să-i mai apelăm o dată. Există o legătură de internet care pare să fie destul de vitregă cu noi, pentru că nu se înțelege foarte bine. Cu siguranță că momentul în care un părinte, un om drag, dispare brusc, indiferent la orice vârstă, șocul este cu atât mai mare. Deși, veți vedea, peste câteva zile vom vorbi cu Mihai Albu, care îmi povestea că după toată suferința prin care trecuse mama lui, părea că este o eliberare și pentru doamna Albu, care suferise atât de mult, dar și pentru el. Dar durerea pentru Mihai Albu a fost mai mare când a văzut că e casa goală și nu mai este mama lui acolo. O poveste cutremurătoare și pe care fiecare dintre voi, aceia care ați pierdut mame, eroine, în sensul faptului că nu numai că s-au sacrificat, dar au dat tot ce e mai bun în viață pentru copiilor, în acel moment durerea este cu adevărat devastatoare. Ați văzut, ne povestea și Romeo și reiau până când puteți să-i ascultați din nou pe Alina și pe Romeo în direct. Nu se pregăteau pentru așa ceva, urma să fie o călătorie, dar acum sper să ne auzim mai bine.
Romeo, am revenit la tine. Da, dragi, la... M-aș bucura dacă mă auzi. Da, da. Vreau să vă spun că mama, fiind al nouălea copil la părinți, era totuși ca un far. I-a ajutat pe toți, prieteni, familie, colegi. Era o femeie integră, de o corectitudine rară, care ne-a dat o educație cu adevărat specială tuturor. A reușit să-și apropie încet, încet, inclusiv ororile. Alina este de fapt cu lacrimi în ochi, îmi spunea că poate nu ai niciodată unde a ajuns cât de mult pește, pentru că au fost 32 de ani care am conduzit împreună la această plecare. O să-i purtăm, să spun, intactă memoria și sperăm faptele noastre de pe pământ să nu o facem de rușine, contră, să fim în continuare demni urmași ai Magdalenei Negoiasă, Tătica, cum o știau cei mai apropiați. Alina, aș vrea să-mi zugrăvești și tu, în, așa cum știi tu, în, cu sufletul tău, cum a fost sau ce relație ai avut cu mama soacră, cum se spune? Cu mama soacră am avut o relație extraordinară. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la mine. A fost un exemplu pentru noi, un exemplu de demnitate și de corectitudine. Noi toți, în familie și prietenii, toată lumea ne reuita. Că și adevărat, semăna și atitudinea de regină. Știi ce nu i-am spus niciodată? Că îi mulțumesc că a educat și a crescut un băiat, un bărbat, cum este Romeo. Da, impresionant. Înțelegeți cu siguranță momentul pe care, prin care trece Romeo și nu vrem să îi simt cum, simt cum își oprește lacrimile, dar nu vom mai continua multe minute. Romeo, când a fost ultima dată când ai vorbit cu mama și o să te rog să-mi spui și poate cel mai important sfat pe care ți l-a dat această femeie extraordinară în viață? Da. Ultima dată am vorbit, spre norocul nostru, nu am fost plecați din țară, n-am fost plecați prea departe. Și am ieșit la afară, avem o tine superb aici la Câmpina, împreună cu Alina, fâțele noastre care ne iubesc enorm, prieteni. Am băut o cafeluță, am stat de vorbă, chiar cu Zina, de acest atac cerebral a dus la deces. Iar ca sfat, cel mai sfat pe care mi l-a dat, să fiți într-adevăr uniți, apropiați, să iubiți frăția, omenia și corectitudinea. Sincer, astea erau țelurile la care ținea foarte mult, pe care ne l-a inaugurat și nouă. Scuze, emoționat. Romeo, mama ta va trăi în continuare prin toate lucrurile pe care voi le faceți. Cu siguranță că a avut motive însutite de mândrie, văzând cât de departe ați ajuns voi din punct de vedere profesional și artistic. S-a mândrit cu tine, ca orice mamă adevărată care trăiește prin victoriile copiilor săi. Și, așa este. Eu vreau să mai spun ceva. Romeo a omis. Mama lui a murit duminică pe 15 octombrie, în ziua în care tatăl lui a împlinit 87 de ani, dar într-un păcate l-a pierdut în urmă cu 43 de ani. Și a arătat cât de familistă a fost convinsă și ce legătură indestructibilă și peste timp a avut cu tatăl meu. Nimic nu e întâmplător în viață, dragilor. Le mulțumesc Alinei și lui Romeo. Pentru cei care au cunoscut-o pe doamna Negoiasă, mesajul lui Romeo spune că astăzi cei care doresc să-și ia rămas bun de la doamna Magdalena Negoiasă, trebuie să vină acasă, ca să zic așa, pentru că doamna rămâne acasă, copiii s-au întors acasă pentru ea, se vor întoarce de acum înainte gândindu-se la domnia sa. Acum însă vă puteți lua rămas bun și joi, tot în Câmpina, la amiază, va fi și momentul în care doamna Negoiasă va fi condusă pe ultimul drum. Știu ce înseamnă, deci momentul în care ești acolo, nu-ți vine să crezi că ceea cu care, la care găseai echilibru pleacă și orice copil fără mamă e un copil puțin mai singur pe lumea asta.
Așa este. Foarte adevărat ceea ce spui. Mulțumesc foarte mult, Romeo, că ai făcut acest efort. Fii tare, suntem alături de tine ca prieteni adevărați și de acum înainte sunt convins că vei avea un înger în plus care te va face să treci peste toate în viață. Vă îmbrățișăm. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și la bine. La răzi. Mulțumim foarte mult. Încă o dată condolanțe pentru Alina și pentru Romeo. De acum înainte o vom pomeni pe mama lui Romeo atunci când ne vom vedea în studio. După o scurtă pauză de publicitate schimbăm registru, avem invitate care vor oferi piese cu totul și cu totul noi. O să vină Lena Miclăuș, o să vină Angela Rusu, o să vedem și pe Minodora, plus multe alte surprize. Stați cu noi! Doamne, senzaționale, vine alături de noi cu foarte multă bună dispoziție, o piesă nouă și aflăm niște secrete. Lena Miclăuș și Minodora. Cu această ocazie vă anunțăm că s-au lansat abonamentele la emisiunea Exclusiv VIP. Prima deținătoare a abonamentului este Minodora, care am început de o lună, dar a fost de 3 ori. Asta nu înseamnă că nu poate să vină așa. Și mâine iar. Dar da, nu mai e, cum se cheamă, care te ajută la prezentat? Co-prezentat. Asistentă, nu poți să te iau. Nu, ia-mă co-prezentat. Te iau band. Vrei să fii band? Da. Să cânti, da? Vrei? Da, uite. Facem cu Liviu. Doamna band, da? Pe numă și papi. Mrs. Band. E, și domnul band. Cu papi, nu? Da. Să facem, să cântăm. Un cântec vesel să cântăm, nu? Un cântec vesel să cântăm. Ce bine miroase. Așa, Lena... Lenușca mea frumoasă, Lena, mea, de la Hunedoara. Da, doamnelor și domnilor, colegul nostru, că noi vorbeam mai devreme de cum să facem să nu ne mai îngrășăm atâta, domnul Liviu vrea să fie din nou manechin, că acum e manechin de pălării. Dacă dați acolo, îl vedeți. Liviu nu stă cu spatele, așa, din spate arăți. Uite-l pe Liviu, îl vedeți foarte. Uite ce bine arăți, nu te mai... Da, uite, nu știu, nu-ți domnule, mai trage burta că ești bine. Televizorul ăsta îngrașă, să știi, un nesimțit. Tu n-ai nicio treabă. Ce crezi tu, la ce s-a gândit șef Salomia? Eu numai buruieni mănânc, cum zice, da? Soțul meu. Ce gătește omul azi? Ce gătești, mă? Deci, Doamne, iartă-mă. Mi-piace. Deci, vă rog frumos, uitați. Uitați-vă și dumneavoastră. Ce tare, man. Moarte dietei! Ia, ai pus și chiuri? Și ce i-a dat gălbuiul? Curcuma sau ce i-a dat galbenul? Curcuma, nu? Credeam că e chiuri. Eu sunt fan chiuri. La orice să-mi pui chiuri. Păi da? E bun. A? Da? Pune-i de toate. Bravo, auzi... Miroase bine, miroase... E foarte bine. Auzi, bostanul ăla e nouul nostru colaborator? Sau cine este, da? Desenează-l un pic, să ai și tu un ajutor la bucătărie. Da. Da. Eu nu mă aud, că... Nu. A, bucătarul nu s-aude. Doamnelor și domnilor, domnul bucătar face șaurma cu de toate. Da? Din cauza faptului că pregătești șaurma, ți s-a tăiat microfonul. Doamne, iartă, șaurma. Bun. Uite ce doamne subțiri și frumoase avem noi aici. Eu cu Liviu ce mai stricăm media aici în platou. Dar Liviu aici este doar în spatele camerelor. S-a terminat decorul de Crăciun la ei în casă, da. Și acum a venit și el să să se aereze un pic. Da. Pe de altă parte o avem pe Lena aici. Și nu știați că Lena are 4 inimi, una în interior și 3 desenate pe piept. Uite, vezi, dacă am venit tot în costum național, nu mi-ai văzut inimile și tatuajele. Tu știai că, probabil că știai că v-ați mai văzut. Da, mai eu să nu auzi părerea de zi. Da, mine, eu nu, da? Sunt cu tatuaj, știi, uite, vezi, că eu, dacă mă cunoaște. Hai să zic că ăsta e drăguț, parcă e într-un fel, să zic. Dar da. Să știi că astea simbolizează copilașii mei și soțul meu. Uite, de la cea mai mare la cea mai mică. Am înțeles, și acolo și pe mână? Pe mână tot familie, eu sunt familistă convinsă. Și ce scrie asta? Scrie familie și am 3 petale care tot așa, sunt soțul meu și copiii mei. Bun. Acum, uite, Septimiu n-a venit, am scăpat în porumb. În sensul în care întrebăm lucruri de genul ăsta, dar știți că Lena vroia să-și facă și un al treilea? Nu cred. Păi nu că vroiam, vreau. Da. Dar și ce ți-a zis el?
Când te mai ogoi, draga mea, cu tatuaje? Ion. Ogoi, regionalism, mănățănesc. Băi, tu știi ce e a te ogoi? Când ce mai oprești? Te oprești. Da. Nu, când te oprești. A? Când te mai oprești. Asta treaba, ai auzi? Băi, ogoiește-te cu șaurma aia. Oricum, i-am promis că și cel de-al treilea. Și ce, ți-ai ogoit? Nu se va vedea. A, nu, vreau, dar aștept să vin. Ești neogoită, mergi înainte, da? Vreau să vină toamna, că se păstrează mai ușor dacă nu e căldură, să bată căldură atunci. Da, o să mai fac unul. Ce-ți faci? Aici, pe spate, vreau. Ce vrei să-ți faci? Păi dacă vă spun din start tot... Nu, ești superstițioasă? Nu sunt superstițioasă, dar încă nu mi-am găsit tot textul care vreau. E un text care o să-l scriu. Foarte frumos, ai văzut? Da, deci domnul vrea să te ogoiești, da? Da. Dar de ce? Lui, el, să-și facă și el o pușcă de vânătoare? Nu, un urs, lui ceva, nu-i place. A spus că să mă las naibii de ele și să... Da, mă, uite ce față de adolescent ai așa. Uite, da? Uite, este băiatul meu cel mare. Bravo, să-ți trăiască. Seamănă cu taică, sunt bucățică. Lași îngeri, doi cap, doi îngeri, dar ei sunt așa foarte angelici, ei au fețe așa de, ai văzut? Foarte frumos. Păi vezi și nu mă schimbă cu nimic tatuajul. Aia e treaba. Dacă vezi ce o iubesc, ce o pupă, stau numai după ea, o iau în brațe, copiii ei sunt așa. Și mă întreabă orice chestie micuță, mă sună și mă întreabă, mami, poți să mănânc din frigider iaurt, spre exemplu? Da, adică da, sunt da. Foarte... Uite. Sunt foarte haioși. Da. Sunt deci, într-adevăr, sunt... Deci, dacă cineva întreabă ai cui sunt clar al lui Septimiu. Deci, da, garantat. Deci, se vede clar, marca înregistrată la ochișori. Ochișorii sunt de la... De la Septimiu. Și cel mic, să știi că și caracter are al lui Tasu. Adică? N-am să zic nimic de rău, dar e firea aia care nu-l doare niciodată nimica. Adică și... e luptător. Da, e luptător. Și dacă pe mine mă doare ceva, el spune, ei, lasă, mami, că îți trece. Știi, adică nu te... Bă, dar e foarte frumos. Câteodată, da, câteodată, ba. Da. Uite, n-am... Nu știu, nu te-am mai văzut niciodată așa. E bine să se mai îmbrace așa, că e fata elegantă, numai în costum popular, nu? Foarte frumos. Da, mie îmi place, cum să nu? Îmi place oricum de ea. Da. Bun. Regulă. Vacanță aici tot în Spania sunteți, dragă? Da, tot în Spania. Dar voi cu Spania aveți treabă. Prima oară când am intrat noi într-o emisiune, erați într-un balcon în Spania, nu? Păi și tot acolo am fost și acum. În același balcon? Da. Băi, mai sunt unii, mai este Alexandra Vielniciuc cu Șerban Puiu, cu soțul ei, care merg de 25 de ani în același cameră, în același loc, în Grecia. N-ai văzut așa ceva? Plictisitor, nu? Nu știu, nene, am înțeles că odată au schimbat mocheta, au fost oamenii supărați, că nu mai era mocheta lor. Fiecare cu fixurile. Păsărici. Interesantă treabă. Voi unde mergeți? Unde? Adică unde e locul ăsta? În Marina Dor, în Valencia. În Valencia, nu? Și e pentru că, cum ar spune domnul Becali, pentru că de ce? Că e sufletul nostru, acolo ne place nouă. Păi și ce vă place? Că e mare, că e cald, că e... Că e, sunt de toate acolo. Da? Da, pentru noi. Uite, Minodora... Mie îmi place America dintotdeauna. Tocmai și pleacă. Tocmai mă pregătesc să plec, luna viitoare fac bagajele. Ați înțeles? O săptămână se fac bagajele. Am vorbit săptămâna trecută, da? Da. S-a terminat cu decorul de Crăciun, da. Mai rămâne să bată moșul la ușă, totul este în regulă. Și acum urmează bagajele. Da, urmează bagajele săptămâna viitoare. Dacă le faci pe zile, spunem de alea. Trebuie gândite foarte bine, trebuie să gândesc ce mi-au ca trusă de machiaj. Bine, tu pentru ca chiar trebuie să ții. Trebuie să gândesc. La băieți, cred că e mai ușor, da. Liviu, cât durează să faci tu bagajul? O oră? O oră pentru o lună. Pentru o lună, o oră? Dar știi direct, așa ești pe... Deci, Liviu este armata... Armata ultra, pur și simplu. Băiatul tot seamănă cu tine sau cu ea? Eu îi fac băiatului. Dar ideea este că trebuie să luăm și geci groase și trebuie să luăm și pantaloni scurți, pentru că mergem și la Florida. Și trebuie să caut, de exemplu, eu pentru hainele mele de scenă, haine care nu se șifonează foarte tare. Da. Că sunt cu ele împachetate. Na, îi de lucru, da, trebuie gândit bagajul. Nu, la tine, bagajul. Da, că tu trebuie să fii apretat acolo, trebuie să fii perfectă. Da. Foarte frumos. Domnul, apropo, și-au adus aminte colegele noastre, a terminat Septimiu povestea aia cu când l-au luat pe om de pomană din cauza prostiilor cu pușca? Dar n-a început procesul nici acum, ce să termine. N-a început procesul. Adevărul că așa încep procesele în România. Niciodată. Își durează foarte mult. Adică poate să fie termene și peste. Dar pe bune că și noi așteptăm. Adică, na. Adică și el vrea să scape. Păi sigur cumva. Că da, nu? Nu ți se pare normal. Plus că îi reținute armele și nu... Adică... El nu mai poate acum să meargă la vânătoare. Poate să meargă la vânătoare, dar nu mai poate să meargă în calitate de vânător. Merge gonaci. Nu știu dacă știi tu ce înseamnă. Adică... Nu prea are el față de gonaci. Nu, uite, vezi? Și de-aia e nerăbdător să meargă înceapă... ca simpatizant. E, cam nu? Așa.
Asta, apropo de asta, mi-aduc aminte, asta cu simpatizant. Maestru Gheorghe Dinic obișnuia să vină acasă la Liza, la atelier la Liza Panait și a venit Viorel, soțul Lizei, și a început să povestească cum a făcut și el un șpriț. Domnul Dinică, doctor docent la chestia. Stă maestru Dinică să uită așa la el și spune: domnul Viorel, domnule, dumneavoastră nu sunteți băutor, domnule, dumneavoastră sunteți doar simpatizant. Adică în sensul în care alții știu ce uite, înseamnă. Uite, dar știi de ce n-a început procesul? Că nu sunt probe suficiente și mai așteaptă să mai adune probe la dosar. A, de fapt, oamenii, domnule, bă, noi insistă. Trebuie să-i prindem pe aia, ce facem, nu? Nasol moment, nu? Nasol, dar am trecut, adică am luat-o ca pe o chestie normală. Li se întâmplă multora dintre pasionații ăștia de vânătoare, așa că... Li se întâmplă multora? Păi sigur că da. Cred că tuturor, aproape. Păi tuturor, adică toți sunt luați la ochi, sigur că da. Și în general, cei care au arme, uite, nici eu nu mai am, și eu am armă acasă. Aveai armă? Da, aveam. Aveai permis de port armă? Da, da. Nu vă puneți culena frățioare, stai că mă retrag. Da. Stai un pic. Dar pentru ce trebuia ție armă? Pentru siguranța. Ești vânătoreasă? Nu, 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 pentru siguranța mea. Stai jos, că nu e de rău. Bă, voi ați înțeles, spate, am văzut. Bă, voi ați înțeles eu... cine este Elena și cu... Și eu a trebuit să o dau atunci, dar între timp mi-am recuperat-o, numai că mi-a expirat permisul și trebuie să mi-l rezolv. Doamnelor și domnilor, voi știți cine sunt Elena și Septimiu? Sunt doamna și domnul Smith. Te duci acasă... Fiecare e cu arma lui. Deci, dacă vrei, poți să te ajut și pe tine ca să nu te simți. Bă, adevărul că un făcălesc la vremea lui este tot ceea ce ne trebuie, da? Atâta avem, atâta putem. Da, foarte frumos. Deci nu știam că Lena are și ea permis. Și ai fost la poligon? Da, am fost și la tragere. Da, sigur că da, și la examen și la... Băi, Liviule, nu ne punem cu Lena dacă se supără Lena odată. Adică nu face ea chestia. Adică eu sunt, am fața așa angelică, cum zice Minodora, dar sunt... E aprigă! Bărbătoane? A, da. Ce să spune la noi în balad? Bărbătoane? Bărbătoane? Adică... Aflu orice. Lucruri noi, foarte frumos. Ogoit și bărbătoane, foarte bine. Ce cântăm astăzi? Viață ce frumoasă ești. Viață ce frumoasă ești. Eu stau aici, că de când am auzit că are permis de port armă, stau și eu mai în picioare, așa că nu știu exact. Avem stai două ieșiri aici, că ieșire de urgență. Nu mai stau, dacă numit. Nu sunt atât de periculoasă. Nu că n-ai fi periculoasă, dar chiar atât de periculoasă. Atât de periculoasă, nu. Atât. Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul lui Papi, pentru că el... Hai mă, Papi, ești de întunericul ăla, te-ai așezat lângă tulumbele, nu te mai vezi. Vino mă că-ți mulțumește, toate doamna. Toate piesele care eu frumos, am intrat acolo. În colaborările lui, să știi că au fost cu succes. Am avut o piesă care... A fost și chiar de la sfârșitul anului, când era trupă mare acolo. Da, care a fost cu succes, cea de Colinde, după care am avut cu Minodora Te iubesc șucarule și a fost în trending până pe locul chiar 6. Și vreau să zic că și cu asta am intrat în videoclipuri populare pe YouTube. Deci este un fel, deci, da. Un fel de tatăl succeselor. Păi și nimeni așa, nu știe unde, cine e în spatele succeselor. E Papi. În spatele unei femei puternice, chiar și cu permis de port armă, da. Se află un compozitor și un soț adevărat. Foarte frumos. Că de obicei era invers, că în spatele lucrării bărbați se află o femeie. N-a că se poate și invers, nu? Da, era o poantă, apropo de chestia, numai să văd dacă mi-aduc aminte repede. La microfon, șeful, așa, 2-10, da. În fiecare, nu, în spatele fiecărui bărbat este o femeie de succes. Așa. Că doar femeia nu era, stătea cum prost. Da, e adevărat. Da, mi-a căzut microfonul de emoții. Știam eu de ce îmi place de el. Foarte frumos. O porție de shawarma, vă rog frumos, pentru domnul... Ca să fie bine, da? Le invităm pe Lena și pe Minodora la locul nostru de cântare. Până atunci vreau să... Și eu și Liviu eram curioși ca să știm cum se face shawarma asta. Ia explică tu cum face shawarma, domnul Adrian. Cristi, foarte simplu. Carnea pe care am folosit-o am pus în felul următor: 500 de grame de piept de pui, 500 de grame de pulpe de pui și am făcut o marinată pe bază de iaurt, zeamă de lămâie, usturoi, da. Coriandru, cumin, chimen. Așa. Și foarte puțină zeamă de lămâie. Am pus o țeapă de genul acesta. Așa. Am făcut-o în felul următor: o țelină înfoliată în staniol, i-am băgat și o 3 frigărui și în felul acesta am făcut propriul nostru rotisor acasă. O dăm la cuptor până carnea este rumenită, în jur de vreo oră. Da. Și în același timp am pregătit sosurile noastre. Ăsta este un sos clasic care îl găsiți în acel lanț foarte mare de burgeri de la noi din România. Așa. Asta este rețeta propriu zisă pe care acei oameni o folosesc. Conține castravete murat, boia, maioneză și iaurt.
vom folosi și un ketchup, avem salata noastră de ceapă cu sumac și pătrunjel, hai, cartofiori. Hai, gata, că murim aici de punem și o salată verde ca să nu facem, hai, cu varză. Hai, hai că nu mai pot. Uite, cam fetele, vor și ele să ne ofere o piesă frumoasă ca să dansăm cu ele, ca să știm de ce mâncăm șaorma după aceea, da? Lena Miclăuș și Minodora. Mai vremea mea. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, foarte, foarte frumos. Fetele noastre sunt invitate acum, înainte să plece, să mai vadă ce mai fac. Oameni, știi că e emisiune Cursa Iubirii? Cred că te-am arătat data trecută, da? Știu. Să arătăm și Lenei. Ce mai fac oamenii de la Cursa Iubirii? Ia să vedem cine cu cine s-a mai certat. Hai să vedem secvențele și după aceea comentăm. Și voi. Voi. Cât mai departe vreau să vă văd. Vreau să vă ajute Dumnezeu. Și pe voi. Doamne ajută la toată lumea. Mai puțin pe tine cu șapcă. Tu sper să pățești cele mai rele lucruri. În rest, voi sunteți cei mai tari. Te pup, Barosane. Succes tuturor, mai puțin lor, dar voi sunteți tari toți. Ciao, ciao. Și voi la fel. Mulțumim la fel. Mi-a făcut plăcere. Chiar mi-a făcut. Cum vă simțiți? Eu bine. Abia aștept să mergem acasă. Eu, ca să fiu 100% asumat, da, nu pot să neg că mi-ar fi plăcut să mai stau 2-3 episoade în plus. Asta poate și pentru că am un ego și un spirit competitiv și mi-ar fi plăcut să fiu câștigător. În schimb, nu plec de aici cu vreun minus sau cu ceva negativ. Am învățat lucruri bune și am și câștigat poate câțiva prieteni noi. Cu ce vrei să pleci de aici? Lecția pe care am învățat-o eu și n-am învățat-o, pe care încerc să o învăț de atâta timp, dar cred că îmi va fi mai ușor acum, după competiție și după ce am stat puțin de vorbă cu tine,
cred că ne va fi mai ușor să realizăm că mai importantă e relația dintre noi decât să ajungi la finish sau mai bine ajungi mai târziu decât niciodată. Da, aici ați văzut o mică doză de înțelepciune, s-au certat, ceilalți i-au sancționat, i-au scos din joc și au pierdut. Prin urmare, avem aici de a face cu două vedete care țin și relația lor a trecut testul timpului. De câte vreme ești cu papi? 20 de ani pe 1 martie. Uelele, anul ăsta? Anul, da, ăsta. Sau 2024, papi? Nu, anul ăsta. La mulți ani, domnul papi, da? 20 de ani de activitate, da, neîntreruptă. Uite, să fie primit. Și tu? Nu e o coincidență faptul că noi suntem prietene bune. Tot 20? 15 ani pe 1 martie. Bravo, foarte. Tot pe 1 martie. Da. Bă, asta în martie se întâmplă lucruri bune. Da. Că suntem eu, Minodora, și cu mine. Da, eu credez vinovat 15 ani pe 25 octombrie, adică mulți săptămâna înainte viitoare. Și vouă. Doamne, vouă, ajut. Să fim sănătoși. De căsătorie, că din ianuarie ne-am întâlnit și uite unde am ajuns. Iată cum a reacționat Naba în momentul în care concurenților li s-a spus că vor rămâne fără telefonul. Ia femeii telefonul de mână, ia vedeți ce se întâmplă. Așadar, din acest moment aveți la dispoziție 10 minute să dați ultimele telefoane, ultimele mesaje, după care predați telefoanele. Măsura luării telefoanelor, dar și remarca directă a Anitei, o înfurie pe Naba, care se retrage în autocar. În acest timp, ceilalți, deși le este greu, se supun cerinței. Poate-i doarme, da? Așa. Bine. Îl pupi și uite așa, vin pe fel. Nu pot să-mi iau telefonul, eu am promovările mele, am zis că am promovările mele, îmi pare rău. Păi, dar nu vezi că vreau să-i nu vreau să-i dau. Cine vrea să-i dau? Nu vrei nimic. Ei, nimic. Păi nu s-a trezit. De ce îi dau cu bani? Păi și... O oră să stea ei, că eu nu stau să renunț la viața mea și la banii mei. Aia-i treaba. Ce s-ar întâmpla dacă i-ai luat telefonul Minodorei? Da, Minodora e pe vechi și dacă a crescut cu telefon fix. Merge și cu telefon fix. Merge, nu? Și fără telefon. Și cu porumbei voiajor merge. Adică e adevărat, papi, s-ar descurca, adică ar putea să trăiască fără telefon? Eu da. A? Hai, nu mai exagerat. Cât? Două, trei ore. Două, trei ore, nu? Așa mă gândeam. Nu e adevărat. Și... Păi la mine e mai complicat dacă de ce, dragă, de ce e complicat? Că eu mă duc cu el peste tot, oriunde și la baie. Și la baie? Da. Am înțeles. Părat că te mai... Dar la ce vă uiți? Instagram-uri, chestii, socotel, da, nu? Da, Instagram, Facebook, ai. TikTok. Deci ia telefonul de la gura copilului. Doamne, și fermin. S-a terminat. Doamne, fet, da? Mulțumim, Minodora, mulțumim Elena, piesă foarte frumoasă. Până când pleacă, cine știe cum ne mai vedem cu Minodora, că da, noi nici nu ne-am dat seama. Săptămâna viitoare să aici. Da, imediat vine și Florin Vasilică, o să vedeți ce povestim cu el după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem, o să fie și Angela Rusu, o să vedem pe Mihai Alexandru, care s-a căsătorit. Se mărită marihuana. Multe subiecte interesante și exclusivități la noi. Stați cu noi, mulțumim. Cu fetele. Dragi și noi.
Basilica și ansamblu Teleormanul, doamnelor și domnilor. Bine, te-l aștept pe Florin alături de noi. Aplaudea domnul Salomia, că e de acolo, de la el, din... Da, mă, sânge, da, sânge de lui, cum ar fi așa, nu? Se pare că în fiecare săptămână Teleormanul invadează București. Da, dacă aveți nevoie de un om în trupă, luați-l pe ăsta micu, e foarte bun. Sunt aproape de la videle de acolo. De și să știți că puteți să schimbați și tratamente în legătură cu spatele, că e prea ca tine, să știți. Suntem, da. Teleorman, aveți probabil niște probleme cu spatele, ca să zic așa. Da, dar nu toți. Pe de altă parte, imediat, pe de altă parte, povesteam acum cu Florin un lucru foarte frumos, și anume că mâine se împlinesc... Pe 19 octombrie se împlinesc 19 ani de când tatăl meu a dispărut. Și... un moment la care Florin se gândește, evident, cu tristețe. Liviu Vasilică a fost un și rămâne un brand în muzica populară, în folclorul românesc, și a făcut o treabă atât de bună încât sunt 17 ani în care sunt, a condus. Deci sunt 36 de ani atestați de existență ai grupului Teleormanul, dintre care 17 ani sub conducerea tatălui meu și 19 ani sub conducerea mea. Prin urmare, lucrul la care nu m-aș fi așteptat să ajung. Adică la... feciorul și-a depășit tatăl în sensul în care Florin Vasilică reușește să ducă munca tatălui grupul Teleormanul. Eu nu pot să-l depășesc niciodată ca și valoare artistică și ca și activitate. Da. Sigur, acum el e modest, pe de altă parte, și Florin este, are locul lui pus, pus deoparte. Foarte frumos, bun. Pe Florin îl vedeți întotdeauna în activitate, în picioare, pe scenă, dar el trebuie să vă spună că lui nu este ușor. Cum mai stai cu spatele? Nu-i glumă, fiți atenți. Noi mergem în continuare cu tratamente, cu... Adică? Cu ceea ce spun medicii. Da. Ce tratamente trebuie să faci? Cum? Mai urmează să mai am niște intervenții, dar momentan nu este cazul și aștept. Da. Încetişor, încetişor, Florin se deplasează. Bine, eu nu din motivul acesta am făcut o pauză de aproximativ un an de zile de apariții TV. Eu mi-am luat decizia aceasta ca... aproximativ un an de zile nu am apărut pe media, am simțit nevoia de o pauză. În continuare am mers la evenimente, la spectacole, la concerte, adică... Dar nu te-ai mai dat la televizor? Da. Cu televiziunea am simțit eu că totuși se crease o presiune prea mare asupra mea și am... O să-mi explici ce înseamnă presiune? Doamne, vedem o șaormă în față, oameni suntem, Salomia, pleacă de aici că mor cu tine. Hai că arată genial să mor. Ia uite-l, bă, băiat, ți-e foame? Dacă nu ți-e foame, o să-ți fie. Asta vorbeam când am văzut cât de bine se gătește acolo. Zic, bă, ce greșeală am făcut că am mâncat înainte de a ajunge la emisiune. Da. Servim băieții cu ceva. Dar pe de altă parte, 5 intervenții la coloană în 4 ani? Da, da. Asta înseamnă operații sau... Am făcut intervenții minim invazive. Infiltrații sau injecții sau... Da, sunt niște proceduri noi ajunse în România și am făcut tipul acela de intervenții. Coloana am rezolvat-o, doar că m-am dus prea târziu la medic când se duce românul, când e prea târziu, că nu mai poate, știi, da. Asta e, da. Dincolo de activitate și de faptul că tu trebuie să stai în picioare, că omul de la Teleormanul trebuie să fie drept, în mașină. Iar această mantie absolut superbă pe care am purtat-o și eu, că avem o emisiune care ne-a legat pe mine și pe Florin, în care am cântat o piesă cu Tresioara, o știu și acum pe din afară, la un moment dat când vreți să facem... Pe burtieră scrie că Liviu Vasilică a făcut 5 intervenții. Da, Liviu Vasilică n-a făcut, să vă fie rușine, nici după 19 ani, băi, îl confundați pe Florin cu Liviu. Dar să știi că și de multe ori și în concerte am fost prezentat Liviu Vasilică și eu m-am bucurat, deși după aceea prezentatorii veneau și își cereau scuze, eu m-am bucurat că totuși s-a auzit numele lui tata și ne-am amintit de Liviu Vasilică. Deci, a făcut 5 intervenții Liviu Vasilică? Nu. Tata n-a avut probleme cu spatele, nu? Deci, domnule, știrea e falsă, vă rog să schimbați. Avem niște fotografii însă foarte frumoase, îl vedem pe Florin atunci, dacă știa tai că tu... Oare a știut el cât de tare o să fii tu după aia? Fotografia respectivă mi se pare că este de la un concert la Sala Palatului în 2000.
Da, cu vreo 4 ani înainte ca tatăl meu să se stingă. Tata a știut de ce ești tu în stare? Da, păi da, din cei 4 copii ai lui, el m-a ales pe mine să cânt alături de el. Am fost singurul ales. Deci el a simțit că o să fii... Da, el a luat decizia aceasta, nu, n-am avut eu nicio influență. Da. Da. Eu chiar în ultima perioadă a vieții tatălui meu, mergeam cu el la evenimente, cântam, dar eram și sunetistul lui. Foarte frumos. Și o spune cu foarte multă emoție, Florin, deși au trecut 19 ani. E o fotografie foarte frumoasă. Aici, te rog să-mi spui, este o fotografie unică, numai pentru exclusiv VIP-o puteți, numai aici o puteți vedea. Da, aici suntem la filmările pentru Revelionul din 1987. Este în 1986 făcută fotografia. Mamă, și tu ești ăla micu? Da, eu sunt. Da, sora mea, tatăl meu, dansatorii de la vremea aceea pe care-i coordona tata și fiina mea, care este acum în Italia, Gina. Foarte tare! Ce fotografie! Absolut superb! Mai avem vreo fotografie de asta bombă? Ia să vedem! Aici, tot Liviu de la Vasilică, da. Florin Vasilică îmbrăcat în costum Mama popular. Mama și cu sora mea. Foarte da, frumos. Da. Tot la aceleași filmări. Se vede, așa erau fotografiile color, asta era patina anului 1986, da, da. Cam așa arătau fotografiile. Așa erau color și restul alb negru, știi? Exact, da. În general alb negru și când erau astea mai color, mai până din lagărul socialist erau culorile și ieșeau puțin mai spre sepia, așa, dar frumos. Vreau să te întreb ceva, pentru că, iată, sunt niște ani de când Liviu Vasilică nu mai e, sunt 36 de ani, este o istorie pe care nimeni nu o mai poate ocoli vreodată. Crezi că trupa voastră, ăsta-i taică tu? Aia poza da, de la armată, da, e bine. În armată, da, da. Eu le-am postat, da, fotografiile respective. Tu ai sărit armata, nu? Da, eu am fost prima generație care a scăpat de armata obligatorie. Bravo, să fie primit. Aici este împreună cu Maria Dragomiroiu. Maria Dragomiroiu, da. Ce frumoasă poză, da. Frumoasă femeie, doamna Dragomiroiu. Aceasta e o fotografie pe care a făcut-o cineva pasionat de grafică din două fotografii, una separată cu mine și una cu tatăl. Ah, și a făcut un montaj. Da, da, da. Foarte bine. Taică tu, bărbat frumos, sunt convins că au murit fanele după el, după cum se știe. Pe de altă parte, 36 de ani, crezi că acolo la tine sunteți respectați așa cum ați merita? Nu. Nu, și pentru am mai spus că ceva. Omul în general în România nu e respectat la el acasă. Da? Teleorman este un brand care este ridicat de ei, că în politică unii l-au făcut cam praf, dar muzica și brandul ăsta Teleormanul și zona este ridicată de muzica tatălui tău, da, și respectiva voastră. Da, este reprezentată de muzica noastră. Mă rog, știi că am mai discutat la tine în emisiune. Mă e rog, un moment noi, asta în care ne da, la noi sunt niște probleme, încă nu s-au rezolvat, parțial s-au rezolvat. Eu în final am ajuns la Centrul Cultural Teleorman. Nu sunt încă toate lucrurile rezolvate. Eu sunt acum la centru ca și colaborator. Mă ocup de interviuri și materiale video cu invitații care vin la noi în județ să cânte. Nu, wow. Nu cu cântatul, cu cântatul nu. N-ai treabă cu cântatul. Nu, n-am treabă. Ăștia 19 ani, cred că va trebui să mai conduc grupul Teleormanul încă vreo 19 ani ca să demonstrez, că trebuie să demonstrez. Ca să particip la concurs. E mai greu de înțeles la noi, știi? E mai greu de înțeles. Dar, că văd că da. În anumite zone se mai schimbă lucruri, la voi rămân la fel, nu? La noi acum, mă rog, și ceea ce s-a întâmplat după tatăl meu la Centrul Cultural, pe care, apropo, trebuie să spun chestia asta, pentru că se pare că pe la Teleorman s-a cam uitat. Ansamblul de la Teleorman și cu Centrul Cultural Teleorman au fost înființate de tatăl meu. A bun așa. Deci, să ne înțelegem foarte clar, au fost înființate, statutul de înființare și funcționare al Centrului Cultural a stat la mine pe masă, în sufragerie, câteva luni de zile până când s-au făcut formalitățile pentru înființarea Centrului Cultural. Acum, toți cei care au venit în urma tatălui meu s-au succedat la conducerea instituției, au avut ceva complexe de inferioritate, presupun, s-au pus prea mult în comparație cu tatăl meu, încât au făcut lucrurile să nu meargă într-o direcție chiar bună. Dar eu sper că se vor rezolva și lucrurile acestea, să înțeleagă odată pentru totdeauna că eu nu-mi doresc beneficii de acolo sau lucruri de genul acesta. Eu vreau să meargă lucrurile în Teleorman așa cum mergeau pe vremea când tata trăia și în așa fel încât teleormanenii să aibă din nou cu ce se mândrie
și să fie reprezentat. Adică ce vrei să spui tu este o chestie pe care ai să o paraziții într-un titlu. Tu vrei respect. Eu nu vreau respect pentru mine, vreau respect în primul rând pentru numele și amintirea tatălui meu, care, iertați-mi lipsa de modestie, a fost un colos reprezentativ al, probabil, cel mai mare ambasador al Tellermanului și nu am spus eu, nu este replica mea, este ceea ce a titrat mass media de-a lungul anilor. Deci nu este, că vezi, acum lumea ne privește din fața televizorului și poate să creadă că eu sunt lipsit de modestie, dar nu, sunt remarci și titulaturi pe care tatăl meu le-a primit de la cu totul alte persoane și îmi doresc respect față de tata, în primul rând, pentru că tatăl meu în acești 19 ani de când el a dispărut și în timpul vieții a avut foarte multe probleme în Tellerman, dar mai ales în acești 19 ani, cei cărora le-a dat o pâine de mâncat și i-a angajat la Centru Cultural, la ansamblu de la noi de acolo. Băi, sunt primii care... Așa, sunt primii care au aruncat cunoroi în familia lui, în numele lui, în imaginea lui, au încercat să-l denigreze, au încercat să demonstreze că fără ei tata ar fi fost un nimeni. Ceea ce acum, adică cum? Am văzut chiar zilele trecute o filmare cu, au fost la un radio, nu să-i dau numele, și a fost postat și pe Facebook filmare de acolo. Băieței, voi fără Liviu Vasilică sunteți zero, adică se vede clar că sunteți praf, sunteți la pământ. Îmi cer scuze că vorbesc așa, dar nu te supăra, dar eu pe Liviu Vasilică îl știam și ansamblu din spate, dar eu pe el îl știam. Știa și tata a avut, adică, și o carieră individuală destul de puternică. Ei n-au înțeles lucrurile acestea și au dus totul așa într-o luptă a lor de a demonstra că ei l-au făcut pe Liviu Vasilică cine este. Ceea ce ei demonstrează prin fiecare apariție a lor. Deci ei l-au împins la televiziune. Da, îți dai seama. Ei demonstrează prin fiecare apariție a lor faptul că fără Liviu Vasilică nu mai au niciun gram de valoare. Deci sunt zero barat. Oamenii ăștia, din punct de vedere artistic, după dispariția tatălui tău, ce s-a întâmplat? Au rămas angajați acolo unde i-a angajat tata. Păi nu știu, nu-i vedem și noi vedete naționale? Păi dacă Liviu Vasilică este rezultatul lor, știi, e ca o echipă. Da, pleca Messi, dar ești FC Barcelona, nu? Ei ar fi trebuit să fie și în continuare tatălui meu vizibil, da, și să reprezinte zona. Dar nu o fac pentru că nu mai au capacitatea de a face și, mă rog, este... cum să spun eu? Eu mă mândresc cu faptul că am reușit, iată, în 19 ani să duc grupul mai departe. Noi am fost destul de vizibili, tocmai de aceea ți-am spus că mie mi s-a părut la un moment dat că era exagerată expunerea noastră și am luat această pauză de aproximativ un an de zile. Păi uite, la tine e prima apariție după acest an. Doamnelor și domnilor. Da, este prima, da. Pentru că am simțit eu așa, plus presiune, îți dai seama, s-a ajuns, există dovezile pe internet. Paparații între blocuri la mine unde locuiesc eu, adică... Cam la Alexandria. Deci, băi, e foarte interesant. Mi se pare cam, cum să zic eu, mi s-a părut că e prea mult. E pus cu mâna, să știi. Da, clar, e clar pus cu mâna. Dar, deci asta cu paparazzi la Alexandria, ascultă-mă, e pus cu mâna. Mi s-a părut că e prea mult. E prea mult. Da. Și... noi să fim sănătoși, copiii noștri să fie sănătoși. Sănătoși suntem. Da. Sănătoși suntem, da. Și mai facem. Avem o fată foarte talentată pe care vă prezentăm astăzi. Ea se numește Aiona, să o ascultăm și o să vorbim câteva minute cu ea, pentru că are o poveste interesantă. Mulțumim, Florin. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Să o ascultăm. Now I feel good.
spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. When I hold you in my arms, I love wonder in a heart, and I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, oh, like sugar and spice. Oh, so nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I know that I would now. I feel good. I know that I would now. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. So good. Așa spunea și James Brown, cum spune Aiona, te salut. Ceea ce știu bun, despre tine este că acum cânți, dar ți-a fost greu la un moment dat. Ai avut o afacere, ai pierdut, ai ajuns foarte... Tatăl a avut o afacere și după care tu acum, prin muzică, revii, ca să zic așa. Da, am revenit în forță. Da, tata a avut o afacere, a pierdut-o. Case pierdute? Două case pierdute. A fost destul de greu. Dar așa cum am mai vorbit în jurul meu, inclusiv cu elevii mei, pe tema asta, pe dorința asta de muncă, cred că indiferent cât de mare ar fi pasiunea, dacă nu treci prin niște momente grele, foarte grele, nu te înveți. Nu te menții și nu apare dorința asta exacerbată de a face ceva cu pasiunea ta și cu talentul pe care l-ai. E adevărat. Asta se spune și în multe teorii apropo de business sau de evoluția unui brand. Există un moment în care trebuie să fii foarte jos ca să ajungi foarte sus. Asta îți dorești și ție. Mulțumesc tare mult. Da. Îmi spune producătoarea mea că e un eveniment despre care da. Aici avem pe Ovidiu Anton. Avem... Acest proiect Radio Hits este un proiect finanțat din fonduri nerambursabile prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache. Și din proiectul ăsta facem parte Vibe Orchestra, așa cum vedeți, Ovidiu Anton, Cosmin Stanciu la saxofon, Daniel Voț la violă și eu. Foarte frumos. Și bine. Sunt... 22 octombrie, da? 22 octombrie, duminică la ora 20. Pentru cine nu poate ajunge să fie alături de noi fizic, concertul va fi difuzat gratuit pe pagina de Facebook a Asociației pentru Promovarea Artei și Culturii. Foarte frumos! Felicitări! Să vă meargă bine! Mulțumim din suflet! Mergeți la concert, noi ne vedem după pauză, vine Angela Rusu, avem și alte surprize până la final.